După ce Dacia a anunțat pe 13 ianuarie pe pagina globală de media versiunea Spring Extreme, astăzi 16 ianuarie au apărut informațiile complete despre Spring Extreme și pe pagina Dacia din România. Până acum în România se putea comanda doar varianta Expression, care costa ultima dată 22.100 de euro. Acea versiune este acum înlocuită de versiunea Extreme, care pleacă de la 22.450 de euro, dar de astăzi putem comanda și versiunea cea mai ieftină, numită Essential, care pleacă de la 20.800 de euro. Pentru varianta Essential avem următoarele particularități. Are motorul de 45 de cai, este disponibilă în doar două culori, nu are niciun fel de accent de culoare la exterior sau la interior, nu se poate comanda opțiunea DC, nu are unitate medianav, ci un radio simplu cu Bluetooth, scaunele nu sunt din moșama, ci sunt din textil, sau cel puțin partea de șezut este din textil. Hai să vedem acum ce este cu versiunea Extreme. Avem așadar motorul de 65 de cai putere, dar și autonomia a scăzut de la 230 de km la 220 de km. Și consumul a crescut de asemenea față de versiunea motorului de 45 de cai, de la 119 W/h la 125,4. Este foarte nostru că au trecut valoarea în W cu zecimală. Dacă tot am comparat motoarele, acestea sunt diferențele de accelerație între cele două. Avem gratis doar culoarea alb, iar restul costă 400 de euro și avem o nouă culoare numită Slate Blue. Avem acum accentele de cupru la elementele decorative exterioare și cele interioare. Opțiunea DC costă 500 de euro și încărcătorul pentru casă 200 de euro. Celelalte dotări au rămas aproape la fel, cu excepția roții de rezervă, care acum lipsește și este înlocuit de un kit de pană. Jantele sunt tot de 14 inci, iar cauciucurile au rămas cele de 165x70x14. Prețul final, cu cele două opționale și o culoare în afară de alb, 23.550 de euro. Prin Rabla Plus, cea mai mare reducere pe care o poți obține este de 57.000 de lei, adică mai dai pe mașină aproximativ 12.000 de euro. În concluzie, un preț mai mare cu 350 de euro față de vechea Expression, pentru 20 de cai în plus, dar nu s-a îmbunătățit nimic cu adevărat util, precum o baterie mai mare, scaun reglabil pe înălțime la șofer, măcar un ștergător mai bun, oglinzi încălzite și lista mai poate continua. Vă ce părere aveți despre aceste două versiuni de Spring? Vă aștept în comentarii și vă doresc toate cele bune!